La cererea voastră mai facem încă un top cu 10 mașini subapreciate. Hai să începem! Pe locul numărul 10, Renault Laguna Coupé. Știam de mașina asta și am văzut-o la cineva în rubrica de comentarii că mi-a tras atenția că nu a menționat-o. Dar într-adevăr, o mașină foarte ok, demnă de menționat. Renault Laguna Coupé arată foarte bine, e o mașină sport și vine cu cutie manuală sau automată, motor de 2 litri turbo sau de 3.5 V6. Cea de 3.5 V6 are un preț destul de mic pentru ceea ce îți oferă, însă destul de scumpă la impozit. O mașină interesantă și foarte frumoasă. Să spun sincer, mă duce cu gândul către un Mercedes S Coupé. Deși sunt două mașini complet diferite, spatele mă duce cu gândul la S Coupé. Pe locul numărul 9, o mașină de care probabil că mulți ați auzit de ea, dar n-ați auzit de motorizare. Nu toți. Și anume, Passat W8. În clipul precedent am vorbit de generația de Passat 2012-2014, sau când a fost fabricată, 2012-2016, care avea o motorizare interesantă, 3.6 VR6 de 300 de cai putere, 4Motion, cu o cutie DSG. Sincer să spun, credeam că motorizarea este aceeași cu cea de pe Skoda Superb, 3.6 FSI 4Motion, însă acela este un motor V6, 3.6 FSI de 260 de cai, iar pe Passat era vorba de un alt motor, chiar dacă are aceeași cilindre, 3.6 VR6 de 300 de cai putere. Revenind la modelul menționat mai devreme, Passat W8, se referă la modelul Passat B5, 2001-2005, nu știu exact dacă a fost pus acest motor în tot intervalul acesta de ani, însă e un motor de 4 litri cu configurație W8. Deci nu e V8, este W8. Deci sunt 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. Cilindrii sunt amplasați într-un W. Practic sunt două V-uri cu același arbore cotit. E o configurație foarte similară cu motorul de la Bugatti Veyron Chiron. Doar că această configurație mi se pare mult mai bine echilibrată, mult mai ok pe un motor cum e cel de la Bugatti. Pe acest Volkswagen, 4.000 de centimetri, practic asta înseamnă 4.000 de centimetri W8, 8.000 de centimetri W16, același arbore cotit. Deci e un motor interesant, consumă enorm de mult, vine cu cutie automată, e interesantă, am văzut de vânzare pe la 4.000 de euro, deci dacă ți se pare interesantă mașina și vrei peste 10 ani să o faci de epocă sau 15 ani, habar n-am când îi vine rândul, poți să o faci, însă nu merită să dai atâția bani pe impozit pentru o astfel de mașină. E puternică, are undeva la aproximativ 300 de cai, uite că nu m-am uitat, totuși, deși e interesantă, nu merită banii și deranjul, cel puțin din punctul meu de vedere. Pe locul numărul 8, tot un Volkswagen care este mai accesibil de data asta, îmi place mult motorul în sine mai degrabă decât modelul. Și anume, Volkswagen Bora 2.3 VR5 4Motion. Practic este un motor cu 5 cilindri VR. Ați auzit de VR5, de VR6, ați auzit. E VR5 2.3. E un număr de 5 cilindri, motorul face un sunet aparte, vine cu tracțiune față de 150 de cai putere sau 4Motion cu 170 de cai putere. Din câte am văzut, a fost pus pe Bora și pe Golf 4 și pe Passat. Varianta cu 170 de cai putere și cu 4Motion e una super interesantă. Și mai este și varianta de 2.8 VR6, din câte știu, la fel pe Bora, Passat și pe Golf 4. Variantă foarte rară. Repet, sunetul acestui motor este unic și nu se mai fabrică aceste motoare, de asta poate pe viitor cândva va fi o piesă de colecție. Așa că s-o ai în vedere. Pe locul numărul 7, o mașină mai nouă care merită clar cumpărată în zilele noastre. O mașină la care m-am uitat mult timp până să îmi permit să-mi iau altă mașină și am ajuns la Subaru. Subaru, principalul motiv pentru care l-am cumpărat a fost că era japoneză, că era un unic proprietar care a avut mașina, că avea un număr foarte mic de kilometri și pentru că puteam să o verific. Adică aveam certitudinea că, băi, asta e o mașină foarte bună pe care merită să o cumpăr. Nu că eram eu cel mai mare fan Subaru. Nu este niciun fel cea mai bună mașină din lume, însă
în condițiile în care am cumpărat eu mașina, merita cumpărată, mai ales că am luat-o un pic sub prețul pieței. Prin Germania undeva la 9.000, eu am găsit-o la 6.500. Chiar dacă n-are cine știe ce dotări, o culoare plictisitoare, nu am roți pe 16, nu am Xenon, nu am navigație, însă tot o consider o afacere. Revenind la mașina despre care vreau să spun, că nu era vorba de Subaru, e vorba de Renault Megane 3 cu motorul de 2.0 TCE, adică 2.0 turbo, de 179 de cai putere. Hai să o luăm 180. Deci mașina asta este chiar subapreciată, îți oferă dotări, ți-o poți lua cu 4 uși, ți-o poți lua în 2 uși, cu o transmisie manuală, cu navigație, foarte multe dotări, un motor de 2000 de centimetri, supraalimentat, de 180 de cai putere, care sincer nu e deloc forțat. Mașina aleargă destul de bine, prinde 100 repede, undeva la 7 secunde și ceva, dacă mi-aduc bine aminte. Te poți baza pe ea, arată bine, tinerească, prețul nu e foarte mare, undeva la 6.000 de euro, am văzut, chiar la 5.000, dacă vorbim de varianta din 2010. Merită toți banii, la prețul ăsta nu găsești o mașină să aibă atât de multe dotări, să fie relativ nouă, chiar Euro 5 și cu această putere. Deci o mașină la care îți recomand să te uiți. Pe locul numărul 6, aoleu, mail. Pe locul numărul 6, aici o să vă surprind și nu sunt subiectiv, chiar am rămas șocat doar de simplu fapt că mașina este foarte ieftină. Subaru Impreza ca al meu, 1.5 benzină cu tracțiune integrală, este și variantă cu doar cu tracțiune față, sunt surprins că există mașina asta cu motor de 1.5 cu tracțiune integrală și cu reductor. Deci mașina asta am văzut-o de vânzare pe la 3.800 de euro. La 3.800-4.000 de euro îți iei un motor de 1.5, nu este puternic, este foarte înceată, are 109 cai putere sau 107 cai putere, este înceată, dar ai tracțiune asimetrică, ai reductor, e hatchback, 4 uși, e din 2007-2008 și merită toți banii. Adică nu există la banii ăștia, pe la 4.000 de euro, nu există o mașină care să aibă o tracțiune integrală, să aibă reductor, să fie japoneză și un motor de 1.5 la care vei plăti foarte puțin la impozit. Și am văzut că sunt foarte multe care au și GPL. Nu știu cum se împacă Subaru cu GPL-ul, însă la Forester am văzut că există o variantă de fabrică cu GPL. Pe locul numărul 5, tot un Subaru mai puțin cunoscut de șoferul obișnuit, foarte cunoscut de pasionații de Subaru, Subaru Forester XT, 2002-2003 până prin 2000. 10. Deci motor care a fost pus pe VRX, nu pe STI, pe VRX, varianta de 230 de cai putere. Deci ai un SUV-uleț, ai motor de 2.5 turbo, tracțiunea legendară de la Subaru, tracțiune manuală sau automată, vine cu ceva dotări dacă ți-o echipezi, cu trapă, cu piele, cu arată foarte bine și ți-o cumperi la 6-7.000 de euro. Deci am văzut un Subaru din acesta cu motor de 2.5 de 230 de cai putere, cu transmisie manuală la 7.000 de euro. 2006, parcă. Destul de veche. Însă, ce poți să faci cu mașina asta, să o iei ca a doua mașină, e absolut incredibil. Deci e un SUV, te uiți de el așa urât, e urâțică, mai ales pe exterior, te uiți așa la ea, zici, o japoneză urâtă. Și te pui lângă un Serie 5 cu motor de 3.000 diesel și pleci de lângă el de n-apucă să respire. Mașina asta face 100 stoc în 6 secunde fix. 6 sau 6.1. Deci să-ți iei o mașină care costă 6-7.000, cu o tracțiune legendară, cu motor de VRX, care să facă 100 în 6 secunde. Mi se pare absolut incredibil. Deci mașina asta este o bijuterie pe cale de dispariție, din păcate, care merită luat în seamă dacă te interesează puterea, tracțiunea și dacă vrei ocazional să mergi la munte. Desigur, sunt și alte variante la Forester, care la fel mi se pare o mașină foarte subapreciată, foarte ieftină. Varianta de 2000 benzină și de 2.5 benzină aspirată natural, de luat în calcul. Pe locul numărul 4, o mașină pe care am văzut-o că mi-ați scris mai mulți de ea, și anume Mazda 3 MPS. Mazda 3 MPS, deși nu prea a fost extraordinar de reușit acel motor în termen de fiabilitate, nu e indicat să-i faci tuning, va ceda foarte repede dacă nu-i schimbi interne importante, pistoane, biele, turbină și așa mai departe, iar 260 de cai putere sunt cam mulți pentru puntea față, deci va subvira, din câte știu nu are LCD, deci o face destul de periculoasă. Puterea aia poți să o folosești într-un mod sigur, la viteze peste 100 de km pe oră,
preferabil într-o linie dreaptă ca să nu subvireze. Și mașina asta o găsești pe la 7.000, 6.000, 7.000, 8.000, depinde de anul de fabricație. A fost pus din 2006-2007 până prin 2000, nu știu, și la modelul următor. Deci o mașină interesantă, dar și puternică, sport, însă cam periculoasă. Pe locul numărul 3, tot Mazda. Mazda 6 MPS. Deci vorbim de același motor menționat mai devreme, doar că pe Mazda 6 MPS au pus tracțiune integrală. Un lucru inteligent. Deci, la fel, e relativ accesibilă, e pusă pe Mazda 6 MPS, varianta aceea 2003-2004, și o găsești la tot așa, 6-7.000 de euro. Deci o mașină puternică, cu tracțiune integrală și spațioasă. Poate fi luată și ca o mașină de familie. Pe locul numărul 2, o mașină care îmi place foarte mult și aici putem lua ca exemplu motorizarea, nu ne-am părat modelul. Și anume, o mașină care îmi place foarte mult și de ce zic eu că este subapreciată. Mercedes C63 AMG. Motoarele AMG de la Mercedes de 6.2 V8 aspirate natural, 487 de cai putere. Am și condus un CL63 AMG exact cu motorul ăsta. Bine, o tură pe lângă service, nu o să o testez la potențialul ei maxim. Însă, de ce zic eu că este subapreciată? Pentru că mașina asta nou-nouță costă undeva la 80.000 și îți iei un C63 AMG, fie că e coupe, fie că e berlină, după 2010, ți-l iei pe la 20, 28, maxim 30.000 de euro. Deci mașina așa a pierdut cam de două, aproape 3 ori din valoare. Și atunci mi se pare că e o mașină subapreciată. Deci dacă vrei să ții o mașină cu care să-ți faci de cap un an de zile, fără să spargi pușculița, fără să dai 100.000 de euro pe mașină nouă, îți poți lua acest C63 AMG. Are un sunet specific, gros, de motor, mare, care îmi place. Și la fel, e valabil pentru C63 AMG, CL63 AMG, E63 AMG, orice AMG de genul ăsta cu acest motor. Absolut fenomenal. Și pe locul numărul 1, o mașină care îmi place enorm de mult și pe care o am în calcul pe viitor, Ford Mustang 2016, motorizarea de 3.7. Sunt 3 motorizări pentru acest Mustang, 2.3 EcoBoost, care nu prea mă dă pe spate, e supraalimentat 4 cilindri Mustang, nu știu ce să zic, 5.0 V8, care este rachetă, sună foarte bine, este un adevărat muscle car, și varianta de 3.7, care din păcate nu este pentru Europa, este pentru America, în mare parte. Însă am văzut de vânzare în Germania, am rămas șocat când am văzut ce preț are mașina asta, deci este... Nu știu, e value for money, e absolut, nu știu, merită fiecare leu. Dacă ai banii ăștia și vrei o mașină sport, nu ai altă alternativă mai bună. Pur și simplu e genială oferta. Mustang 3.7, cutie automată, 2015-2016, 15-20.000 de kilometri, 16-17.000 de euro. Deci îți iei mașină Euro 6, 2016, 15.000 de kilometri. Arată bine, e puternică, sună bine. 17.000 de euro. Un Mustang nou în România costă cam 35-40.000. Varianta cu EcoBoost, varianta GT, cred că se duce la 50.000 cu TVA. Dacă aici are puțin kilometri, îi scade prețul la 30-35.000. În Statele Unite, motorul de 3.7, deci Mustangul cel mai jos, cel mai budget, costă cam 23.000 de dolari, preț de pornire. Mi se pare incredibil de ieftină, având în vedere că un amară de Fiesta cu dotări te costă 20.000, să dai 23.000 pe un Mustang cu motor de 3.7 mi se pare absolut fenomenal. Asta rămâne cea mai subapreciată mașină, adică la banii ăștia, la 17.000 de euro, mașină la mâna a doua pe care ți-o iei aproape nouă, nu găsești nimic mai bun, nimic mai nou și nimic mai puternic. E absolut fenomenală. Știu, mulți nu-și permit, mulți nu ne permitem mașina asta, chiar și așa e scumpă pentru multă lume, însă pentru cineva care e pasionat și are banii ăștia, e super ofertă. Dacă aveți și alte mașini, îmi puteți scrie rubrica de comentarii. Vă mulțumesc și ne vedem în următorul video.